Bună ziua, bun găsit între prieteni! Știați că în Danemarca empatia se predă la școală și este un concept învățat diferit în funcție de vârstă? Cele mai recente studii neurologice au scos la iveală faptul că oamenii sunt mai fericiți atunci când colaborează cu ceilalți decât atunci când câștigă de unii singuri. Cum cultivăm empatia copiilor noștri? Discutăm astăzi cu Ana Maria Ivan, adică Zanana. Bun venit, Ana! Bine te-am găsit! Știi că în Danemarca se spune că sunt cei mai fericiți oameni de pe planetă. Da, acolo e sursa fericirii, domnule. Acolo sunt toți zen, sunt toți liniștiți, relaxați, nu știu ce fac ei, dar vreau și eu. Să fim și noi la fel. Au descoperit că acolo nu sunt foarte competitori unii cu ceilalți, ci că mai degrabă fac și trag în aceeași direcție. Dacă te uiți inclusiv la tot ceea ce aplică ei, adică în comunitate, la lucru, la școală, și uite că lucrurile funcționează, pentru că nu e așa. Ne e mult mai bine când suntem mai mulți decât când suntem singuri, că altfel am stat în vârf de muntă. Să știi că da, dar uite, până ajungem noi să învățăm empatie așa ca la carte, ca să spun așa, hai să vedem cum facem acasă să cultivăm empatia copiilor noștri și de la ce vârstă începem. Ca să cultivăm empatia la copii, ar trebui în primul să o avem noi. Nu putem să învățăm pe copiii noștri ceea ce nouă ne lipsește. Asta înseamnă că, în primul rând, părinții ar trebui să se autoeduce și autocontroleze, în sensul că atunci când te supără vecina, nu vii și spui, uite ce rea e vecina, nu mi-a dat o linguriță de zahăr când am avut nevoie, mai ales în fața copiilor. Ci din contră, atunci când cineva se poartă urât cu noi, ești nervos în trafic, nu te apuci în mașină să spui, alo, balaure, dă-te de acolo. Din nou, te aude copilul. Ar trebui tu, în primul rând, adult, să-ți autoeduci aceste emoții, să ți le controlezi și să spui, măi, dacă omul acela merge mai tare ca mine pe banda de viteză, înseamnă că poate avea doar o urgență. Până la urmă, n-avem noi de unde să știm ce în sufletul fiecărui om. Eu să știi că așa gândesc și mă gândesc, poate omul acela a avut o urgență în momentul acela, de ce să-l judec eu și să mă gândesc că aleargă ca nebunul? Da, îți dai seama că ce spui tu acum înseamnă să practici mindfulness-ul, să practici așa tot timpul această stare, da, de prezență și de calm tu cu tine, astfel încât să nu transmiți asta copiilor. Și știm că este foarte greu să faci asta. Și să nu gândești rău despre celălalt. Da, românul nostru e chițibușar și trebuie să spună, vai vecinul nostru ce a făcut. Nu, trebuie să găsim în primul rând varianta la noi. Tu știi foarte bine că parentingul de fapt înseamnă autoeducarea părinților și abia după aceea educația a copiilor. Ei bine, cu asta ar trebui să începem, cu faptul că trebuie să ne controlăm noi emoțiile. Povestind împreună cu copiii noștri despre aceste emoții, când copilul nostru începe la 2 ani și face tantrumurile și țipă și urlă, să nu-i spunem, oprește-te, stai, n-ai voie să faci asta. Ci e nevoie să explici încă de la 2 ani despre toată paleta de emoții. Suntem și triști, suntem și furioși, hai să vedem care este cauza. Categoric că la 2 ani copilul nostru să-ți spună ție, mamă, de fapt eu am o pietricică în talpă și de aia s-au mai deranjat-o cu ceva de dimineață. Dar nu mi-a convenit cum ai schimbat scutecul astăzi, mai strâns un pic, cam tare la burtică. Ei, noi râdem acum, dar să știi că astfel de lucruri categorică nu o să se întâmple cu copilul la 2 ani. Dar, uite că putem să râdem împreună, să găsești varianta ideală, da, cu copilul de comunicare, chiar dacă el nu comunică. Pentru și că e așa de important, de exemplu, la 2 ani să explicăm care e treaba cu aceste emoții, cu fericirea, cu tristețea. Există, nu știu, jocuri în sensul acesta? Putem să începem așa treptat, da? Primele jocuri pe care le faci cu copilul la 2 ani este să desenezi, dacă nu ai cartonașe și tot felul de lucruri, să desenezi fețe triste, fețe supărate, fețe, sau pur și simplu te uiți la copil și spui, cum mama mie e supărată, acum mama mie e uimită, acum mama mie e veselă. Și tot povestind de asta, să știi că o să te uiți la copilul tău și o să vezi că și el îți exprimă aceleași emoții și spui, cum face Achim supărat? Achim așa face supărat. Dovlecelul. Dovlecelul Achim, când îl întreb ce face dacă e supărat, spune. Da, ia să te provoc eu aici, să faci o analiză, vorba aceea, că tu ai 3 copii de diferite vârste, cum a fost pentru fiecare în parte, cum l-ai învățat și, bineînțeles, cum integrezi toată treaba aceasta cu empatia. Acum o să fiu contra curentului și o să vă spun faptul că e mult mai ușor la fetițe decât la băieței, pentru că cine vine și spune că nu există diferențe între ei, e clar că are ori doar pe unul, ori doar pe celălalt. Și nu știe că există diferențe. Există diferențe de genă și de sex. La Catarina a fost mult mai ușor, pentru că cred că noi fetițele empatizăm mult mai ușor. Inclusiv când a venit Aaron în viața ei, l-a acceptat mult mai ușor, i-a acceptat țipetele mult mai ușor. E, la Aaron, în momentul în care a venit Achim și Achim țipa și plângea și el simțea nevoia să țipe și să urle,
cumva să ne atragă atenția și nu, eu exist aici, pe mine mă deranjează, nu știu cum să spun că mă deranjează plânsul bebelușului și atunci țip și eu mai tare. Era un haos general. Partea asta nu mai povestim. Stereo, da, auzeai stereo. Exact. Dar trebuie insistat cu aceleași jocuri, să știi. Aceleași jocuri le-am jucat și cu Catarina, și cu Aron, și cu Achim. E foarte interesant din nou. Să știi că partea asta de multe ori stau și mă gândesc că sunt norocoasă că am trei copii, pentru că văd că reacțiile la aceleași jocuri sunt diferite, că modul în care ei acceptă lucrurile sunt diferite și le învață în mod diferit. Adică Aaron este foarte jucăuș. La el îi spui, hai să ne supărăm, hai să-mi arăți mutrița de om, de copil furios, și el îți arată toate mutrițele din lume și se amuză teribil pe partea asta. Pe când Catarinei, când îi povestești de aceste lucruri, este foarte serioasă și te ascultă ca un om mare și înțelege lucrurile pe care tu îi le spui. Deci e și de vârstă, și de sex, și de toate aceste lucruri. Dar, repet, începem cu noi părinții și cu ceea ce facem acasă. Bun, și părăsim acum universul casei, da, în care lucrurile, să zicem, sunt puse la punct, aranjate, cu fundiță, frumos. Ce facem când ieșim cu cei mici la locul de joacă sau când mergem în alte locuri în care întâlnim alți copii? Ei, acolo să te ții când o să înceapă să-și smulgă, de exemplu, jucăriile unul altuia. Ce facem? Părinții, în primul rând, la toate locurile de joacă, chiar dacă copilul are 6, 7, 8 ani, cei mai mulți părinți se retrag pe margine și își iau tableta în brațe și se uită, nu, se descurcă ei acolo. Ar trebui cumva să încercați să stați de vorbă cu copilul și să vă uitați, să vedeți cine a început altercația, vedeți ce puteți să explicați copilului. În momentul în care noi am fost prima oară la un loc de joacă cu Catarina, cred că avea 2 ani și jumătate, la un loc de joacă, mă refer nu la cel din cartier unde toți copiii se știau, și a venit un băiețel și a împins-o. Și eu și taicosul efectiv am stat pe margine și ne-am uitat să vedem ce face. Catarina a fost foarte uimită de această reacție, nu înțelegea exact de ce a împins-o băiețelul, pentru că nu mai împinsese nimeni până atunci. Seara, bineînțeles, a venit și Catarina nu vorbea foarte bine la 2 ani și jumătate, dar spunea, bineînțeles, cuvinte și îți explica prin gesturi. Și cumva ne-a arătat, băi, băiat, împins eu. Și am stat să explic că băiatul probabil a avut nevoie de spațiu, n-a avut suficient loc să treacă pe lângă ea. Important este să nu vină părintele să-i spună, era un băiat rău care nu știu de ce s-a comportat. Părintele să vină să pună etichete și să explice lucrurile într-o manieră negativă, pentru că și copilul va prelua același comportament. Știi, copiii aceia pe care vezi tu, da, că au anumite tendințe agresive și curând cu ceilalți copii, asta să știi foarte clar că au văzut-o acasă, că părinții, pe părinții a văzut vorbind așa, ori la adresa vecinilor, ori la adresa altor copii. Și atunci... Dar uite, pot avea copii micuți, să zicem, manifestări dintre acestea agresive, fără să vadă în familie un model așa. Să zice că e o familie perfect normală, părinții se iubesc, că totul e minunat, dar că te trezești că în relație cu al copil, cel mic îi smulge din mână jucăria sau ba chiar îl împinge, ori țipă la el. Am văzut eu asta cu ochișorii mei. Și la mine, să știi, s-a întâmplat, adică... Cum explicăm acest copii comportament? În primul rând, trebuie să ținem cont de atitudinea pe care o are, deci cu ceea ce vine el de acasă, cu gena lui. Achim este un copil foarte încăpățânat și cu el nu te pui. Probabil și pentru faptul că este cel mai mic din familie, el face să fie mai bătăios, pentru că știe că are 2 frați mai mari și cumva trebuie să se lupte pentru lucrurile de acasă. Da. Și deși n-a văzut acest lucru în familie, în momentul în care s-a dus la grădiniță și am întrebat educatoarea cum este Achim, în prima fază mi-a spus e liniștit. După o lună și jumătate, când au venit mai mulți copii mai mici, mi-a zis, nu, îi împinge și ia jucăria și pleacă. Ei, și în cazul ăsta să ne impacientăm dacă se manifestă așa? În primul rând ar trebui atâta timp cât este la grădiniță ca educatoarele să facă ceva în genul acesta și cel puțin grădiniță la care eu îmi duc copii merg în aceeași direcție cu educația ca și noi acasă, adică iau întotdeauna copiii, le explică frumos, nu facem asta, uite-l doare, vorbesc de emoții la fel de mult ca și acasă. Acasă eu, nu este indicat eu să aduc aceeași problemă pe care deja au discutat-o ei la grădiniță. Adică eu să mă apuc să-l întreb pe Achim, de ce te-ai certat astăzi cu Fifi? Fifi e Ștefi. Ștefi, da. Ștefi e... Și îmi spune Fifi. Aha, am înțeles. Și ar fi și Achim să stea să-mi explice. Pe de altă parte, chiar zilele trecute a venit Achim acasă și mi-a spus Amaia, nu, Iris, bătut, așa, eu. Aici. Aha, aha. Și mi-a arătat unde l-a bătut. Ce drăguț! Și bine l-am că-ți întrebat. Spune. Da, da, e foarte simpatic. Și l-am întrebat. Și tu ce ai făcut? Și eu am prins așa. Super, bravo, Achim! Zic, tu știi că a durut-o, nu?
da, nu mai facem asta, iubitule. Nu. Dar ea, da, iubitul, știu că ea poate te-a lovit din greșeală. Nu și-a dorit lucrul acesta. Data viitoare spune, Iris, nu, eu doare. Sunt pe genul Tarzan, da, și Jane, da, în momentul, da, de față. Da. Ei, și seara i-am spus Anca, mi-a spus Aaron că l-a lovit Iris și așa, și mi-a spus că și el a împins-o înapoi. Zice, da, 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 așa s-au întâmplat lucrurile și noi am rezolvat problema în clasă. Dacă el nu mi-ar fi spus acasă, cu siguranță eu nu l-aș fi întrebat, și, sau dacă educatoarea mi-ar fi spus, nu aș fi stat eu să-l întreb ce s-a întâmplat. Ideal este să găsiți școala, grădinița care să meargă în aceeași direcție, pentru că aici să rezolve atunci punctual problemele și voi acasă. Ce facem dacă, vorba aceea, nu suntem atenți la aceste comportamente și trec anișorii? Cum ajung cei mici să fie? Cred că atunci ai nevoie neapărat de, bine, depinde cât de gravă este problema, dar cu siguranță ai nevoie de un terapeut, nu doar pentru copii, ci și pentru tine ca părinte, să știi ce ai greșit. Of, știu că nu sună deloc bine, dar ce am greșit noi în relația cu copiii și ce am făcut greșit pentru a ști cum să îndreptăm lucrurile. Nici eu, care de multe ori zic, citesc, tot îmi sun prietena mea, pe Gabriela Maluf, pe care toți părinții o știu, și spun, Gabi, uite, sunt în problema asta și nu știu efectiv ce să fac. Adică știu partea de teorie, dar nu știu cum să o aplic în momentul de față. Am zice că vorba aceea, la trei copii, deja le știi pe toate, le-ai văzut pe toate, cam știi, nu te mai surprinde nimic, nu? Ba, încă sunt surprinsă și e foarte bine să ai un prieten de nădejde, cu atât mai mult cu cât este un prieten specializat în această direcție și căreia să-i cere ajutorul. Trebuie să schimbăm mentalitatea asta în România, în care dacă te duci la specialist, ești nebun, sigur ai niște probleme grave. Copilul tău, vai de capul meu, ce-o fi cu el. Nu este deloc așa. Să ne înțelegem. Eu mi-am cerut ajutorul Gabrielei în momentul în care Aaron a avut o perioadă, când știi foarte bine, refuza să meargă la grădiniță. Deci nu era o vreo problemă foarte gravă, dar nu mai știam, după tot ce aplicasem, tot ce știam eu că trebuie să aplic, nu funcționa. Și atunci am sunat-o și am spus, eu nu mai fac față, te rog să mă ajuți. Asta rog și părinții. Găsiți-vă un terapeut, un psiholog, un consilier școlar sau un consilier de grădiniță cu care să vă sfătuiți și încercați să aveți o relație foarte bună și apropiată cu educatoarea, învățătoarea copilului vostru. Pentru că doar împreună, lucrând împreună în aceeași direcție, puteți să faceți lucrurile corect. Empatia se învață. Noi trebuie să ne schimbăm lucrurile pe care le facem. Nu este ușor, dar de dragul copiilor ar trebui să o facem mult mai ușor. Și ei vor prelua în primul rând, mai mult decât ceea ce le spunem, ceea ce facem. Îți scriu părinții referitor la empatie, îți cer sfaturile? Îmi scriu și mă tot întreabă, mai ales cu animalele. Știi că copiii au, unii dintre ei, au probleme cu animalele și anume sunt cumva agresivi cu ele. Și întrebarea pe care o pun părinților este, cine este agresiv din familia voastră cu animalul? Adică undeva a văzut acest comportament și răspunsul pe care l-au cel mai des sunt bunicii. De-abia aștept să ții minte acest subiect, să-l dezbatem într-o ediție viitoare. Cu bunicii, da. Ei, și atunci le spun foarte clar, este de datoria voastră în primul rând să vorbiți cu bunicii, bona, mătușa, unchiu, deci cine mai stă cu copilul, să le explicați foarte clar că poate bunicul a făcut-o fără să-și dea seama. De exemplu, a împins cu piciorul un cățel, un animal, un mai știu eu ce, fără să vrea. Dar copilul a văzut-o și a preluat-o foarte diferit și într-un mod agresiv. Și atunci veniți și stați de vorbă și cu copilul. Va dura o perioadă de timp, dar își va schimba comportamentul. Mizați foarte mult pe emoții. Deci vorbiți în primul, dați-le voie să-și exprime emoțiile. Subliniați-le. Parenting înseamnă picătura chinezească, repetă mulți ani același lucru până când se prinde ceva și vom vedea rezultate cu ei și o să vezi că o să învățăm și empatia. Da, și e important să ne vadă și pe noi că facem anumite lucruri, nu știu, că ajutăm pe alți oameni, că facem muncă de voluntariat. Exact, putem să îi ducem aici, colo, unde se poate. Bine, acum că e pandemie, nu putem, dar pe viitor, când o să revenim la normalitate. Partea asta, să știi că uite, la biserică, de exemplu, te duci și lași acolo niște hăinuțe pentru cineva care poate are nevoie de el. În primul rând faceți asta cu copilul, da? Uite, mami, ai crescut, eu știu copiii care sunt foarte atașați de lucrurile materiale, adică nu-i dau drumul rochiței mele pe care am purtat-o acum 4 ani. No, nu-ți mai trebuie, hai să o poartă al copil. Nu, da. Eu o țin aici. Nu-i dau drumul nu știu cărei jucării. Gândiți-vă la copiii care nu au. Noi povestim foarte mult despre acest lucru. Sunt, slavă Domnului, suficient de multe cărți, prin și cerșetor, ajută foarte mult, desene animate, filme și explicați-le că nu toți copiii au aceleași... privilegiu, să spunem. Exact, spune, nu au aceleași lucruri materiale pe care le au ei și că trebuie, e important să ne ajutăm unii pe ceilalți. Dar facem asta și o să facă
dacă vede că și mami dă o linguriță de zahăr vecinei. Ce drăguț, îți mulțumesc tare mult, mare drag. Zino, și te aștept cu mare drag și data viitoare să povestim așa, ca între fete, la rubrica de părințeală. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Dragii mei, dacă toți suntem în familie așa și am vorbit de cei mici, știți prea bine că chipsurile sunt preferatele lor. Ei, și hai să le facem în casă, nu mai stăm să le cumpărăm de la supermarket. Sunt nemaipomenite, mâncare cu savoare. Rețeta. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o rețetă foarte iubită, mai ales de cei tineri, dar nu numai. Chipsuri de casă, prăjite sau la cuptor sunt o variantă sănătoasă la aceste gustări atât de consumate în toată lumea. Vom face două variante. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie doar de 2 cartofi mari sau 4 mai micuți, de condimente după preferințe. Eu am aici 2 lingurițe de boia, o linguriță de boia dulce și o linguriță de boia iute. Mai avem nevoie de o linguriță de ierburi asiatice, ce conține cimbru, busuioc, rozmarin, salvie, o linguriță de usturoi granulat, o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de piper și 2-3 linguri de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui. Pentru început, feliem cartofii, fie cu un dispozitiv special sau cu cuțitul, așa cum fac eu. Feliile să fie cât mai subțiri, transparente dacă se poate. Când i-am terminat de tăiat, îi punem într-un vas încăpător în apă rece. După cum vedeți, apa s-a și tulburat, semn că se eliberează amidonul din cartofi. Îi lăsăm în apă rece pentru 10 minute, schimbând apa măcar încă o dată. Între timp, amestecăm condimentele. Punem într-un singur bol sarea, piperul, usturoiul, amestecul asiatic, boiaua și le amestecăm bine. Scurgem apa de la cartofi și izbântăm cât de bine putem, ajutându-ne de un prosop de bucătărie. Acești pași sunt foarte importanți dacă dorim să obținem chipsuri crocante. Punem feliile înapoi în bol, turnăm peste ele 2-3 linguri de ulei și amestecăm totul pentru a se îmbrăca fiecare felie într-un strat subțire de ulei. Acesta va face ca amestecul de condimente să se lipească uniform. Presărăm amestecul de condimente peste felii și le amestecăm cu răbdare pentru a le acoperi complet pe toate. Una din variante, cea mai sănătoasă, este cea la cuptor. Tapetăm o tavă cu hârtie de copt și așezăm una lângă alta feliile de cartofi. Tava va merge la cuptor la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. După primele 15 minute, întoarcem cartofii, apoi îi mai lăsăm pentru încă 5 minute măcar, sau până când suntem mulțumiți de culoarea și textura lor. Când sunt gata, le scoatem într-un bol și pot fi savurate cu bucurie. Auziți cât de crocante sunt! Într-o tigaie pe foc mediu spre mare, punem ulei de cel puțin 2 cm înălțime.
Când s-a încins, adăugăm pe rând feliile condimentate, fără a le înghesui. Le lăsăm să se prăjească pe o parte pentru aproximativ 2-3 minute, apoi le întoarcem și le mai lăsăm și pe cealaltă parte pentru 1-2 minute. Când sunt gata, le scoatem cu o paletă pe o farfurie acoperită cu prosop de hârtie și le putem savura. Bineînțeles că sunetul crocănțelelor este adorat de toată lumea. Și acestea sunt la fel de crocante. Sunt absolut delicioase ambele variante pe care îmi doresc să le încercați și voi neapărat. Aceasta este propunerea mea. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, nu ezitați să dați like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerile voastre pentru că abia aștept să le citesc. Sportul practicat cu regularitate vă poate ajuta mai mult decât credeți dacă suferiți de diabet. Probabil știți deja că este un bonus pentru sănătatea inimii și că pune umorul la pierderea în greutate. Ines Nerina, vlogger, ne spune mai multe despre cum o ajută pe ea sportul în viața cu diabet. Bun venit, Ines! Bine te-am regăsit, Dana, și la mulți ani, că e prima dată când ne vedem anul ăsta. La mulți ani, de-abia așteptam să te văd, mi-era dor de tine și de vibe-urile tale bune și de-abia aștept să inspirăm și pe ceilalți cu pont. Cu trucuri, cu sfaturi din experiența ta. Și apropo de subiectul de astăzi, cum te ajută pe tine, de exemplu, sportul în viața de zi cu zi? Pentru că știu că tu tot timpul faci tot felul de activități. Pe lângă beneficiile pe care deja le-ai spus legate de sănătate, sportul ajută nu doar glicemiile, ci și inima și tot corpul să fie sănătos. Pe mine mă ajută sportul pentru că mă învață cum să fiu disciplinată. De multe ori mă întreabă oamenii pe internet cum deam motivație tot timpul. Și răspunsul meu e că n-am motivație, am disciplină. Acolo lucrez cel mai mult cu sportul pentru că te ajută să ai o disciplină și e foarte greu după 2 ani de pandemie în care am devenit mai sedentari. Anul ăsta mi-am propus să îmi trec în calendar, așa cum îmi trec orice emisiune sau întâlnire, să îmi trec și orele de sport și funcționează și mă ajută foarte mult să fiu din nou pe banda de alergat sau să merg în parc, pentru că nu tot timpul reușesc să ajung la sală, pentru că traficul a început din nou să fie aglomerat și fac mai mult timp pe drum decât la antrenament. Dar văd acolo că luni e zi de cardio, asta înseamnă că fie mă duc și alerg 5 km la bandă, fie fac o tură de herăstrău, care are 6 km, miercuri este zi de fitness, adică greutăți. Și la fel, dacă nu reușesc să ajung la sală să trag de greutăți, mă folosesc de echipamentul pe care l-am în casă. Ei, uite exact. Un salteluț aici, exact. Vezi, o iei, o pui acolo undeva. O salteluță, niște benzine acelea elastice pe care le tragi și tensiunea respectivă te ajută să lucrezi. Mai am niște greutăți pe care le pun la încheietură sau la glezne. La glezne, da. Și la fel mă ajută foarte mult. Iar în weekend îmi aleg eu dacă sâmbătă sau duminica fac o oră de yoga sau de stretching. Ca să închei săptămâna așa pe relaxare, exact. Cum și funcționează, zici. Să știi, chiar funcționează pentru că mereu am tot pățit să zic, lasă că fac mâine sport și așa mai departe, dar când văd acolo vizual că sunt 3 zile pe săptămână pentru sport, îmi iau salteluța. Acum nu mai pot merge în parc. Acum nu că e frig, dar aștepți primăvara. Dar acasă să funcționează. Vină, da. Acasă, sigur, avem cu toții un metru pătrat unde să ne facem exerciții. Să vă desfășurați. Chiar ce vedem acum pe ecran este o rutină de sport pentru diabet pe care am făcut-o special pentru persoanele care au diabet de tipul 2, care sunt cumva mai noi în domeniul diabetului, pentru că noi cei cu diabet de tip 1 l-avem de când suntem mici și cumva ne-am creat o obișnuință în a face sport, dar m-am gândit la camarazii mei cu diabet de tip 2 care se trezesc la vârsta maturității cu diabet și poate n-au făcut sport niciodată și le e frică cumva de sală sau de toată noutatea asta, așa că am zis că uite, se poate face sport. Da, nu trebuie neapărat să te duci să faci cu evident. Alții 20 de oameni în același loc, poți să te duci undeva într-un loc în care îți place ție să te desfășori și să faci asta.
că da, eu nu am salteluță. Cu siguranță ai un prosop mai gros în casă. Ei, lasă, adică putem improviza. Problemă, că găsim noi ceva acolo. Lasă salteluța, că nu e asta important. Important exact. E să te miști, să te apuci. Cum te apuci dacă nu ai chef? Uite, cum ziceai și tu, că n-ai chef într-o zi să te duci la sală. E foarte greu. Cum te motivezi? Te motivezi prin recompense. La mine funcționează treaba asta. Știu că după ce fac un antrenament, oricât de simplu, glicemia tinde să scadă, iar recompensa mea este un baton proteic sau ceva dulce care mă ajută și să-mi crească glicemia după sport, dar și să-mi pice bine pe suflet. Mă mai motivez prin faptul că se văd rezultatele și știu că asta necesită puțin timp, adică undeva la 8 săptămâni și mă gândesc cumva în avans că se vor vedea rezultatele, iar motivația mai vine și din faptul că văd în glicemii. Când sunt sedentară, glicemiile cresc, iar după nici 2 ore de antrenament deja necesarul de insulină scade, glicemiile sunt mai stabile și cumva lucrurile astea mă ajută. Uite, apropo de asta, pentru cei care suferă de diabet tip 2 și să spunem că sunt persoane vârstnice pe care n-ai să le vezi că merg la sală cu regularitate. Acest timp de exercițiu, uite, acest stretching funcționează? Îți reglează glicemia după Evident. O oră de stretching? Evident, dar și 20 de minute te ajută pentru simplu fapt că îți întinzi toți mușchii, ei cumva încep să pape glucoza din sânge, ritmul cardiac se reglează și lucrurile astea se văd și după jumătate de oră de antrenament. Asta le spun celor care au diabet de tip 2, la fel, care n-au făcut sport niciodată, că nu trebuie neapărat să faci această rutină de sport. Poți să urci pe scări, poți să mergi pe jos, poți să-ți plimbi câinele. Sunt multe forme de a fi activ fără să faci efectiv o rutină de antrenament. Uh-huh. Cum faci cu nutriția în cazul în care faci și sport? Ok, da, sunt niște bonusuri acolo, apropo de batonul proteic, dar în rest, cum le combin pe cele La două? La fel, sportul mă ajută foarte mult să fiu disciplinată și în farfurie, pentru că după o oră de antrenament și vezi cât de mult ai tras de tine, ai dat jos poate nici 100 de calorii, nu-ți mai vine să rup frigiderul când ajungi acasă și se împletesc foarte bine cele două. Când mănânci echilibrat și faci sport, ești mai puțin probabil să greșești în alimentație. De regulă încerc să nu cumpăr dulciuri. Dacă am dulciuri în casă, cel mai probabil voi ajunge să le consum compulsiv. Pentru că nevoia de dulce se poate satisface și cu un fruct sau un suc natural. Adică asta e un truc pe care l-am depistat la mine, pentru că mereu mergeam în supermarketuri și îmi luam toate dulciurile care îmi plăceau și evident că ajungeam să le consum. Auzi, da, între o dulceață făcută în casă și o ciocolată cumpărată de la supermarket, ce e mai rău? Apropo de Depinde cum glicemii. E făcută dulceața, pentru că, în general, dacă te uiți pe etichetele dulcețelor pe care fie le cumperi sau le faci în casă, aportul de zahăr e destul de mare. Uh-huh. Și să zicem că elimini total zahărul, tot vei pune o cantitate foarte mare de fructe, care la fel se cuantifică într-o altă formă de zahăr care crește glicemia. Uh-huh. Personal prefer ciocolata pentru că are cacao și cumva grăsimile din cacao nu-ți cresc glicemia atât de repede. Eu cred foarte mult că, chiar citeam foarte mult, care e cea mai bună dietă și regim alimentar pentru persoanele cu diabet și se discuta dacă e mai bună cea low carb, keto și așa mai departe. Și concluzia personală e că nu contează exact ce mănânci, ci cât mănânci. Se pune accentul pe porții, nu mănânci o oală întreagă de orez, Normal. Mănânci o porție. Chiar am văzut rețeta cu cartofii prăjiți atunci, am dat în gură. Da. Uite, am văzut aici că vii cu o propunere pentru noi, acest program Fulger, un antrenament Fulger. În ce constă el și câte minute trebuie să fim acolo, trup și suflet, vorba Am propus această rutină de sport pentru persoanele care, la fel, nu au făcut sport niciodată. Propun o serie de 4 exerciții extrem de simple, care nu necesită mers la sală sau să ai un anumit echipament. Sunt 4 exerciții care se repetă de 4 ori în ritmul fiecăruia și n-ar trebui să dureze mai mult de 20-30 de minute fiecare rutină. Sunt 6 antrenamente postate pe YouTube. La fel vin în întâmpinarea celor care se uită la aceste rutine și cu propuneri de alimentație și cu anumite meniuri gata calculate pentru persoanele cu diabet. Asta înseamnă că deja sunt calculate 150 de grame de carbohidrați pe o zi întreagă și am dat acolo exemple de ce înseamnă carbohidrații lenți, aceia carbohidrații sănătoși, pentru că în online există foarte multe fake news-uri cum că ne-ar face rău carbohidrații, dar nu este un bau-bau în farfurie carbohidratul, trebuie să știi să îl adopți într-un stil cât mai sănătos. Uh-huh. Uite, mă gândesc la cei care au și alte boli pe lângă diabet, că știi prea bine că diabetul mai vine cu altele la pachet. Da. De ce anume să țină ei cont? Există, nu știu, ghilimele, contraindicații apropo de sport, de programe de antrenament?
toți medicii diabetoloși pe care i-am întrebat legat de sport și dacă există vreo contraindicație, mi-au spus că nu există niciun fel de rău care poate să-ți facă sportul. Evident că fiecare persoană cu diabet care are și alte boli asociate... O hipertensiune, exact, sau mai știu eu ce. Da. Are și tratamentul și stilul de viață personalizat, dar efortul fizic și mișcarea în general nu este contraindicată în nicio situație. Deci nu avem activități fizice interzise. Exact, exact. Ah, ce drăguț. Chiar sunt recomandate. Deci mișcarea egal viață. Exact. Nu ai scuze că exact. Nu am chef de sport, că îmi face nu știu ce, că îmi ridică tensiunea sau mai știu eu. Nu, nu să auzim de așa nu ceva. Mai există scuze care se pun așa la înaintare, dar sportul ajută foarte mult și la starea de bine. Eu văd când am o zi foarte iritată. Da. Dacă fac un pic de sport, îmi revin și asta mă ajută foarte mult. Plus că ai acel boost de energie. Exact. Tu ai văzut după un antrenament ce bine te simți. Exact. Ai forța aceea. Vrei să mai te duci vreo 3 km să mai mergi dacă se poate. Primele 10 minute simți că... Ce faci cu energia aia, de exemplu? Cum te folosești de ea? Mă folosesc de ea pentru... Eu așa pățesc. După ce fac sport, următoarele minute în care am fix boostul ăsta de energie, fac ceva productiv. Așa. Trimit un mail, fac un proiect, desenez ceva, mai fac 2-3 comenzi. Atunci mă folosesc de flacăra aia care rămâne după antrenament să fac ceva productiv. Uh-huh. Și mâncărică după? Repede? Da, sau la cât timp? O oră? Eu mănânc repede după ce am terminat antrenamentul, în prima jumătate de oră, un shake proteic sau niște carbohidrați rapizi, pentru că ăia mă ajută nu doar să stabilizez glicemia, ci și să crească masa musculară. Uh-huh. Pentru că după efort, mușchii noștri au nevoie de hrană ca să crească și atunci ai un moment foarte bun după antrenament să mănânc o banană sau un shake proteic să-mi cresc și masa musculară. Uite, pentru cei care, să spunem, n-au chef nici de alergat, nici de, nu știu, exerciții de genul acesta, putem să le recomandăm, de exemplu, înotul? Bineînțeles, înotul sau chiar bicicleta, sunt anumite activități în aer liber, să zicem așa, care poate nu sunt percepute ca sport, dar un bazin sau bicicleta sau chiar mersul pe munte, uh-huh, sunt activitate fizică. Uh-huh. Uh-huh. Cu cât variază glicemiile atunci când faci și nu faci sport? Te-ai uitat că știu că ți le monitorizezi. Diferența este foarte mare, în sensul că dacă deja ai o rutină în care ești activ fizic, glicemiile sunt foarte stabile. Uh-huh. Dacă nu faci sport, ele încep să crească și evident când faci pentru prima dată sport, să zicem, poate vei experimenta o creștere în glicemie și nu vei înțelege de ce. Pentru că e un fel de... E un șoc. E exact, uh-huh, un șoc pe care corpul tău nu știe cum să o perceapă și dă foarte multă glucoză în sânge. Dar, în general, după 4-5 săptămâni, glicemiile încep să se stabilizeze, scade necesarul de insulină și lucrurile astea se văd foarte bine pe graficele glicemiei. Iar hipoglicemiile pe care, să zicem, că le mai faci, nu știu, noaptea. De obicei, noaptea se fac hipoglicemii, nu? Noaptea se fac hipoglicemiile dacă nu ai ajustat tratamentul. Adică dacă eu astăzi am făcut un efort fizic intens, eu în seara respectivă fac mai puțină insulină. Pentru că la fel se scad toate dozele de insulină. Lucrurile astea le înveți pe parcurs, din păcate. Oamenii care vor să-și atribuie așa o rutină de sport, trebuie să învețe lucrurile astea pe pielea lor. Eu pot să le zic în experiența mea că efort fizic egal hipoglicemii, dar până nu trăiesc ei pe pielea lor, nu pot să înțeleagă efectiv cum să ajusteze tratamentul. Uh-huh. Ce mai pui la cale, Ines? Vai, am atâtea planuri anul ăsta. Chiar acum lucram la un nou proiect pe care sper să îl concretizez. Vreau să fac o serie de seminarii fizice, pentru că după 2 ani de online, oamenii simt nevoia de apropiere fizică, uh-huh, și vreau să fac lunar un seminar pentru persoanele cu diabet și tip 1 și tip 2, pentru că mă gândesc din nou la camarazii mei de tip 2 care sunt mult prea puțin reprezentați și vreau să fac o întâlnire fizică o dată pe lună în București, în care să chem câte un medic diabetolog, un instructor de sport, un nutriționist, poate un psiholog, în funcție de ce sugestii vin de la ei, și să fie ca o tradiție, să știm că în fiecare ultimă sâmbătă din lună ne întâlnim. Aveți întâlnirea asta frumoasă. Exact, exact. Bineînțeles că pe online voi merge la fel, cu vlogurile, cu revista și cu podcastul. Deja pregătesc tabăra pentru luna august, dar pregătirile încep de acum. O să fie la munte? Unde faci? Tot la munte, evident. În Brașov rămâne aceeași locație, pentru că e destul de accesibilă pentru toate județele din restul țării. Dau sfoară în țară că acum se pot strânge și formularele. 230 contribuabili au voie să redirecționeze impozitul pe venit și eu le spun că
pentru a avea acces gratuit la taberele de care vă tot povestesc. Un minim efort din partea fiecăruia e binevenit pentru copiii sau tinerii care vor veni în tabere. Și probabil că mai sunt câteva proiecte pe care încă nu pot să le povestesc, dar sunt foarte, foarte multe în plan fizic. În sfârșit vorbim de plan fizic, nu mai vorbim atât de mult de webinarii și proiecte online care cumva... Au și ele farmecul lor, dar parcă nu? Ce e prea mult strică, știi cum așa se zice, e, da? Așa e. Și cum rămâne cu vlogurile tale? Ce mai pregătești sau mai ai timp să postezi așa cu regularitate? Încerc cumva să postrez dinamica de un videoclip pe săptămână. Recunosc că, deși mi-am cumpărat camere noi și lucruri care să mă lucruri ajute... Lucruri profi. Da. Rămân un pic în urmă pentru că primează și business-ul meu, pentru că acolo îmi dedic foarte mult timp. Cam o dată pe săptămână reușesc să fac un video despre YouTube. Mi-am cumpărat acum o cameră din aceea mică pentru sporturi de iarnă și plănuiesc ca luna viitoare să ajung la schi și să documentez diabetul pe schiuri și evident toate lucrurile astea vor fi postate. Ce frumos, Ines! Tu ai mereu lucruri frumoase de povestit și proiecte inspirate, așa că îți țin pumnii să le realizezi pe toate în acest an și pe acelea pe care nu ni le povestești și te aștept cu mare drag și data viitoare să ne mai arăți lucruri de pe canalul tău. Mulțumesc tare mult, da! Îți mulțumesc frumos, Ines, te mai așteptăm! Anul a început cu o amplă campanie de e-mail-uri înșelătoare ce vizează victime din România. Scopul este acela de a determina oamenii să plătească sume de 1200 de euro pentru ca atacatorii să nu publice imagini compromițătoare pe care pretind că le-ar deține cu cei șantajați. România este una dintre țintele predilecte pentru noul atac. Despre cum ne protejăm și ce facem în cazul în care ni se întâmplă așa ceva, discutăm cu Silviu Stahie, analist în securitate informatică. Este în direct cu noi prin Skype. Bun venit, Silviu! Am găsit. Silviu, ce Dumnezeu se mai întâmplă? Ce au mai scos hackerii? Ce au mai născocit ei? Și de ce România este acolo printre țările vizate? A ajuns un pic în centrul atenției și nu din motive bune sau interesante. Este vorba de o campanie de spam pe care am observat-o și în decursul anului trecut și care acum a fost un pic mai bine pregătită pentru piața din România, adică un pic mai bine tradusă, mai corect transmisă către recipienți din România. În esență, victimele primesc un e-mail în care sunt informate că dispozitivul lor a fost compromis, că atacatorii au preluat imagini cu victimele în ipostaze intime și că își amenință că vor trimite acele imagini către contactele din telefonul respectiv. Ca să dea un pic de greutate acestor mesaje, ca să le facă mai credibile, atacatorii atașează și niște parole care de cele mai multe ori provin din alte breșe de securitate, nu au nicio treabă cu atacul în sine, dar care sunt de cele mai multe ori adevărate. Și atunci când victima vede o parolă pe care te-a folosit-o în trecut sau încă o mai folosește, tinde să creadă că ce spune acolo atacatorul este adevărat. Nu este adevărat, dispozitivele n-au fost compromise, este doar un mesaj spam. Din nefericire, e ușor să credem că câteodată laptopul nostru sau telefoanele sunt compromise cu atâta ușurință, dar nu este chiar așa de ușor. Prin urmare, mesajele acestea ar trebui tratate ca orice alt spam, și anume să le ștergem. Cu o singură mențiune: dacă parola care este menționată acolo este în continuare folosită de noi pentru alte dispozitive sau alte servicii online, ar trebui schimbată de urgență. Nu numai românii, ci și toți utilizatorii, toată lumea, au un obicei foarte nesănătos, acela de a refolosi parole la mai multe servicii online. Și atunci când unul dintre aceste servicii suferă o breșă de securitate, tinde să tragă după ele și alte servicii. Dar ce se întâmplă dacă, uite, picăm în capcana lor și facem click, să zicem, pe acel spam? Ce pași sunt de urmat ca să ne protejăm cât de cât? Da.
Din fericire, nu este ca un mail de phishing, de exemplu, unde trebuie să intrăm pe un link, să facem anumite acțiuni. Aici, pur și simplu, ni se cer o sumă de bani. În cazul campaniei actuale este vorba de $1,250 în Bitcoin. Și atacatorul, în mărinimia lui, pune și instrucțiuni exacte de cum să facem acele plăți. Nu este cazul, când de câte ori vedem asemenea mesaje, trebuie, cum spuneam, să le ignorăm, cu atât mai mult nu. Este destul de complicat de plătit în Bitcoin, în mod surprinzător. Trebuie să intri, să-ți faci un cont, să transformi bani în Bitcoin, nu sunt niște pași simpli. Dar dacă oamenii sunt suficient de speriați sau au crezut suficient în mesajul respectiv, e posibil să ca unii să meargă mai departe. Am văzut câteva plăți făcute în portofele digitale atașate acestei campanii, dar atacatorii se bazează în general pe număr foarte mare de e-mail-uri, primit zeci de mii, sute de mii de e-mail-uri în campanii, cu speranța fix asta de a prinde măcar una, două persoane dispuse să facă plățile respective. Dacă avem soluții de securitate pe telefon sau pe laptop, pe calculatorul nostru, ele vor fi marcate ca atare, mesajele și spamul, și ne va ajuta un pic mai mult decât să stăm să le filtrăm noi vizual. Voi ați anticipat acest trend, nu? Acest atac al hackerilor, pentru că știu că sunteți așa mereu înaintea lor și săriți și voi, exact cum fac soluțiile de securitate, săriți și avertizați lumea apropo de ce se poate întâmpla. Da, este un joc de așa orice pisica în care tot timpul trebuie să fim cu un pas înainte, să știm cu exactitate, să anticipăm pe cât posibil genul acesta de atacuri. Denumirea în limba engleză este sextortion, acestui tip de spam. Nu este un atac nou. Singura diferență este că el evoluează de la an la an în încercarea atacatorilor de a trece de soluțiile de securitate. În cadrul, de exemplu, acestei ultimui atac, au folosit o metodă mai nouă pentru genul acesta de amenințări informatice, și anume că e-mail-urile care conținuau acest șantaj proveneau de la servicii de e-mail legitime. În esență, ei trimiteau în numele nostru, imitând adresa noastră de e-mail, deci nu de pe e-mailul nostru, imitând adresa noastră de e-mail, către un alt serviciu de e-mail. Către o altă adresă care nu exista. Bineînțeles că serviciul respectiv răspunde înapoi, această adresă nu există, dar trimite mailul respectiv către adresa noastră adevărată. Și atunci când vedem un e-mail provenind de la un serviciu legitim, serviciile acestea legitime de e-mail îi ajută să treacă mai ușor de soluții de securitate. Asta este o evoluție a unui tip de atac care există de câțiva ani, dar care se modifică. Noi trebuie să anticipăm genul acesta de acțiuni și soluții de securitate să fie pregătite să le prindă atunci când se întâmplă. Da, ați identificat așa un profil al celor ghilimele păcăliți prin această metodă sau pe ce se bazează hackerii? Apropo că există și psihologia acolo în spate. După cum spuneam, doar pe volum. Nu există un profil al unor oameni, să spunem, vulnerabili la genul acesta de infracțiuni. Este suficient ca atacatorul să nimerească, de exemplu, parola pe care o folosim noi în mod curent. După cum spuneam, probabil o parolă pe care n-am schimbat-o în ultimii 3-4 ani. Și să sperie un pic pe cineva care nu a mai auzit de genul acesta de spam, de genul acesta de infracțiuni. Oricine poate să fie victima unor infracțiuni și unor atacuri informatice, dar cu cât suntem mai bine informați și cu cât învățăm să ne protejăm mai bine fie
prin informațiile pe care le absorbim, fie prin soluțiile de securitate pe care le folosim, cu atât vom fi mai în siguranță. Uite, stau și mă gândesc, Silviu, dacă sunt persoane care cad în capcană și dacă te-ai întâlnit cu asemenea cazuri, care, nu știu, ce fac exact? Cred că au niște filmulețe pe acolo, mai nu știu cum, prin telefon și gata, au pus hackerii mâna pe ele și le cer o recompensă? În esență, mizează pe faptul că... lumea nu știe foarte bine, mulți utilizatori nu cunosc foarte bine capabilitățile telefonului lor sau laptopului lor, nu știu exact ce poate să facă și ce nu poate să facă un telefon și cât de dificil este pentru un atacator să aibă acces la dispozitivul respectiv. Fie că este vorba de Android, fie că este vorba de iOS sau alte sisteme de operare, ele au destul de multe protecții și sunt destul de bine protejate chiar și fără soluții de securitate. Bineînțeles, soluții de securitate ne ajută să identificăm acele amenințări care trec de ceea ce există, dar dacă combinăm un pic lipsa aceasta de informații față de ce se poate face pe un telefon, de exemplu, cu lipsa de informații la existența unor campanii de spam, este posibil să facă victimele un pic mai credule și mai susceptibile în a fi înșelate. Dar la fel de bine pot cădea pradă unor atacuri informatice în care provin, de exemplu, pe e-mail sau să cadă pradă unor păcăleli financiare pe rețele de socializare sau pe site-uri de anunțuri. Amenințările vin de peste tot și nu știm niciodată, chiar dacă judecăm noi pe alții cât de pregătiți sunt, nu știm niciodată când chiar noi putem să cădem în capcanele acestea. Apropo de sistemul de operare, care ar fi, să zicem, mai stabil, mai puternic împotriva acestor atacuri? Știi tu că e vechea paralelă între iOS și Android. Există vreun câștigător în aceste tabere? Câștigător direct este greu de spus, pentru că era valabil în trecut, erau valabile în trecut ceea ce spui și tu, și anume că, de exemplu, iOS-ul era cumva mai sigur ca Android-ul sau că macOS-ul era un pic mai sigur ca Windows-ul, dar odată ce iOS-ul începe să acapareze din ce în ce mai multă piață și devine din ce în ce mai interesant pentru atacatori, atunci aceștia își vor dubla eforturile pentru a pătrunde și în ecosistemul acela. Amenințările pentru Android și amenințările pentru iOS sunt diferite. De aceea este greu de spus care este mai sigur. Atacatorii au diverse interese. Îi interesează, de exemplu, pentru posesorii de telefoane Apple, interesează mai mult să îi atragă pe utilizatorii aceștia în capcane, în fraude economice. De exemplu, un atac de tip phishing sau un atac, cum spuneam mai devreme, care convinge utilizatorul să-și bage detaliile bancare într-un site compromis, e agnostic din punct de vedere al platformei. În genul acesta de atacuri nu contează ce platformă ai, nu vei fi mai în siguranță dacă accesezi un site de phishing pe iOS sau pe Android. În ambele situații poți să-ți oferi, între ghilimele, bineînțeles, de bunăvoie detaliile. Și atunci nu te ajută foarte mult tipul de telefon pe care îl ai. Apropo de modul de operare, nu știu, să zicem că am picat în capcană că le-am oferit bănuții hackerilor. Ei pot să vină după aceea cu un alt mesaj în care să-ți ceară mai mulți bani sau gata, au luat bănuții și s-au făcut nevăzuți?
Da, în mod surprinzător este o problemă foarte comună aceasta, dar nu numai la utilizatorii care cad pradă acestor atacuri, ci și în cadrul companiilor. De exemplu, știm că foarte multe companii au fost atacate în ultimii ani prin atacuri de tip ransomware, în care li se blocau sistemele, li se cereau răscumpărare. De multe ori, companiile respective sunt atacate din nou dacă nu își repară probleme de securitate, pentru că atacatorii știu deja că au acolo plătit o slăbiciune, și, că sunt, da. Și că sunt dispuși să plătească. Este foarte probabil că odată ce o victimă plătește, și este valabil și pentru companii și pentru persoane, că o victimă ce plătește să fie ulterior șantajat în continuare. Lăsând o parte faptul că nu au înregistrările despre care vorbeam, nu ne-a interceptat nimeni telefoanele. Nu ne-a intrat nimeni în telefoane, da. Da. Chiar și dacă se fac plățile respective, nu există nicio garanție că respectivul nu va trimite videourile sau că nu va, sau că va oferi cheia pentru deblocarea sistemelor unei companii. De aceea sfatul întotdeauna este să nu se facă plăți și să nu ofere bani infractorilor, pentru că genul acesta de fonduri sunt folosite ulterior pentru a dezvolta campaniile. Ei folosesc banii aceștia pentru a-și modifica mesajul, pentru a-l face mai eficiente, pentru a dezvolta unelte mai bune de penetrare a sistemelor informatice. Practic, chiar victimele pe ei, cum s-ar zice, alimentează. Da, chiar victimele alimentează genul acesta de infracțiuni. Și vorba aceea, nu-i mai vedem vreodată bănuții. Îi mai vedem? În general, în general, dacă sunt plăți făcute în criptomonede, este foarte dificilă interceptarea lor, recuperarea lor. Se poate în anumite situații, de multe ori doar cu cooperarea unor entități terțe care sunt dispuse să blocheze criptomonedele la schimbare, dar odată făcute plățile, cel mai probabil că nu vom putea niciodată să recuperăm banii respectivi. Silviu, vorbind despre aceste metode și din experiența ta și a ultimilor ani, care crezi că va fi trendul în 2022, apropo de ce ne mai așteaptă, ce atacuri ne mai așteaptă? Ce am observat în 2021, două lucruri. România nu mai este, în primul rând, o țară unde ajung atacurile, cum să spunem, la mâna a doua. În sensul că, de exemplu, până acum, până anul trecut sau până acum 2 ani, vedeam atacuri care erau pentru țări din Occident și ajungeau și în România prost traduse, prost implementate, să dea imediat seama că este ceva în neregulă. Începând din ultimii 2 ani, din ce în ce mai mulți atacatorii încep să investească în atacurile în România, adică își traduc corect mesajele, imită corect siglele băncilor, siglele firmelor. Deci România devine o piață de interes. Mai mult, în 2021 s-a înregistrat și o premieră în România, conform unui studiu lansat de un procesator de plăți, s-au făcut mai multe tranzacții online decât retrageri de la ATM. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți români folosesc cardul în mediul online. Păi, dar, uite, cu pandemia asta ne-am învățat și noi să facem plăți online, că știi prea bine că ne țineam bănuții acolo în buzunar. Îți mulțumim tare mult, Silviu. O să avem grijă de bănuții noștri și o să-ți urmăm sfaturile ca să fim acolo protejați și în siguranță pe undele netului. Și te mai așteptăm cu drag, Silviu. Îți mulțumim. Cu cea mai mare plăcere. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim cu subiecte foarte interesante. Rămâneți între prieteni.